Azi vă propun să învățați cum puteți crea un produs informatic utilizând aplicația de calcul tabelar Excel. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare exemplul pe care l-am gândit pentru voi. Aplicația am denumit-o Descoperă Sudoku pentru că se referă chiar la jocul Sudoku. Acesta se joacă într-o grilă care este alcătuită din 9 căsuțe separate în 9 rânduri poziționate orizontal și 9 coloane poziționate vertical, grupate în pătrate cu dimensiuni de 3x3. Fiecare rând, coloană și pătrat trebuie să fie completat cu cifrele de la 1 până la 9, fără ca acestea să se repete pe rânduri, coloane sau în oricare din pătratele 3x3. La începutul jocului, în unele dintre căsuțele grilei sunt completate câteva cifre. Scopul este de a se completa toate căsuțele goale cu cifrele de la 1 la 9, respectând regulile prezentate mai sus. Aceasta va fi zona de lucru. Întotdeauna jocul Sudoku oferă pentru început câteva valori deja completate. Așa cum v-am spus, vom avea 9 celule pe orizontală, 9 celule pe verticală, iar zona în care vom lucra va fi alcătuită din 9 pătrate, fiecare conținând câte 9 celule. Introducem acum o valoare, spre exemplu 1, și observăm că aceasta nu este corect introdusă. Ne atenționează chiar. De ce nu este corect introdusă? Pentru că există deja și în primul pătrat, și pe linia a treia, și pe a doua coloană. Sarcina noastră în continuare este de a impune fiecarei celule reguli care să-l atenționeze pe jucător în cazul în care introduce în celula respectivă o valoare incorrectă. Sarcina voastră în continuare este să deschideți un fișier Excel în care să completați toate valorile pe care le vedeți în acest moment pe ecran, exact în aceleași celule în care vedeți pe ecran, deci veți completa zona de celule A1 până la I9 cu valorile corespunzătoare. După ce veți completa această zonă, va trebui să o selectați și să aplicați borduri și, dacă doriți, pentru fiecare pătrat format din cele 3x3 celule, puteți aplica o altă culoare de umplere. Vă voi prezenta acum modalitatea de aplicare a regulilor pentru a respecta cerințele jocului Sudoku. Începem prin a selecta primul rând din zona de lucru, din lista de formatare condiționată, alegem o regulă nouă. Aceasta va fi, se formatează numai valorile care sunt unice sau valorile duble, alegând valori duble. Apoi vom deschide fila format. Din tabul umplere alegem o culoare de umplere pentru celulă, apoi pentru fond vom alege o culoare la alegerea voastră, nu contează. Clic apoi pe butonul OK. La fel veți proceda și pentru celelalte celule dispuse pe rânduri din zona de lucru. Selectăm acum prima coloană din zona de lucru și vom proceda la fel. Din formatare condiționată vom aplica aceeași regulă pentru valori duble, urmând să formatăm cu coloare de umplere și cu culoarea fontului această zonă pe care am selectat-o. La fel veți proceda pentru celelalte coloane din zona de lucru, aplicând aceeași regulă. Selectăm acum primul pătrat, alegem din nou o regulă, aceasta va fi tot cea pentru valori duble, și formatăm cu o culoare de umplere și cu o culoare de fond. După ce am finalizat formatarea
primului pătrat, la fel vom proceda pentru toate celelalte pătrate din zona de lucru, aplicând aceeași regulă. La final, dacă vreți să vedeți câte reguli au fost impuse unei celule, va trebui ca din lista formatare condiționată să alegeți opțiunea Gestionare reguli și să vă deschide fereastra unde vi se spune că vi se va arăta pentru celula respectivă câte reguli ați impus. După ce ați finalizat de formatat, în același mod, toate rândurile, toate coloanele din zona de lucru și toate cele 9 pătrate, vă puteți apuca de completarea jocului Sudoku. Sper că v-a plăcut propunerea mea. Să nu uitați că jocul nu este neapărat necesar să-l jucați singur. Puteți să-l jucați împreună cu un alt coleg, pentru că prin formatarea celulelor, prin aplicarea regulilor, chiar dacă introduceți simultan valori, el vă arată care nu sunt corecte. Succes în continuare, vă doresc!